Domnule Becali, supărat pe cele două puncte pierdute ieri? Nu supărat, că nu poți să te superi pe șanse. Adică a avut două șuturi pe poartă, a dat un gol acolo, o invenție a ministru, a mai fost încă o invenție, adică încă un... o aiureal, adică din corne cap gol, adică noi am avut, trebuia să fie, dacă e chiar cu șansă, trebuia să fie normal 7-2, 8-2. În moment ce ai 5 ocazii singuri cu poarta nu marchezi, adică nu ai cum să fii, înseamnă că echipa joacă. N-ai cum să fii nemulțumit. Vă pare rău că nu l-ați adus pe Nistor la un moment dat, când vedeți că joacă atât de bine și acum, știu că l-ați dorit? Nu. 6 goluri în 3 meciuri, cam voriți? Asta trebuie să fac cu fotbalul, să dea un gol. Atunci să rău pămudești. Ce zici? 6 goluri primite în 3 meciuri, cam mult? 6 goluri în 3 meciuri? Ce cam mult? Nu știu despre ce vorbești. În ultimele 3 meciuri de campionat, pe ce se dă așa? Nu mă pricep la asta, Totuși o bucurie că a marcat Daua aseară. Păi ce bucurie, mă, ce e? Ia avem mingea în cap și a dat gol. Ce mai bucurie. Bucuria este că joacă echipa și trebuie să luăm niște măsuri, să jucăm și împotriva norocului sau a ghinionului și să jucăm și împotriva arbitrului, că noi am avut aseară 11 metri și am luat galben la băluță. Că dacă faceți, luați fazele amândouă, că am văzut că voi la Digi, la umel dădea, domnule, stai să vedem dacă e în careu sau nu e în careu. Bă, nu da aia că e în careu, că aia nu-și nici în careu, nici în careu nu e. Și aia nici măcar nici nu-i faul, că nici n-a avut treabă Daua cu el, a intrat el în Daua. Ia pe aia cu băluță unde e 11 metri clar și nu înțeleg dacă și Hațegar, că înseamnă că astea sunt, n-avem ce să facem, asta e, el este grec, grecul e grec, n-ai să-i faci, el e grec, e superior, noi nu este sclavi și trebuie grecii să vină să ne comande grecii, că mondialiștii, băi, până la urmă am ajuns la concluzia, numai prin politică poți să schimbi mizerile care sunt în România. Mondialismul ăsta, toate, numai în politică. Altfel, fără politică, n-ai cum să schimbi. Altfel, el se infiltrează ei ca, cum să spun, ca fiermișorii intră așa și se crațără, se înfierm și n-ai, dar altfel n-ai cum, decât numai că ai puterea politică. N-ai, cum vezi? Mă, du-te mă acasă, toată ziua ai să duc acasă, pleacă mă acasă în Grecia la tine, mă, nu vrea să plece. Și tu îți dai seama, mă, pleacă mă acasă, mă, lasă-mă în pace, mă, lasă-ne mizerile cu toate care le faci. Mi-e tot degeaba. Nu, Hațegar, la var. 11 metri clar la băluță, galben. Ce vrei să faci? Deci trebuie să faci, și ca să facem treaba asta, că echipa e, echipa valoroasă. Un atacant, încă un mijlocaș de genul Lolaru, e mai greu, dar măcar un mijlocaș puternic, coordonator, adică un Inter. Altceva nu văd, că un aș central dau așa ăștia sunt buni, adică nu pot să zic. Deci un atacant ne trebuie și un mijlocaș. Poate să vedem și un atacant, dar asta Băluță îmi place, nu e așa. Adică Băluță îmi place, e activ, se mișcă, aleargă, face, drege. Deci nu poate nimeni trebuia și în dreapta. Eu, adică, eu nu accept jucători care nu participă la joc. Nu accept jucători care, stai să vedem, hai să-l așteptăm 25 de ani până și-o reveni, că am dat bani pe el, că nu știu ce, hai să vedem, că nu merge așa. Că fotbalul e atunci, 90 de minute, nu e 3 ani și 4 ani. Atunci trebuie să luăm jucători ca să fim siguri. Nu acum nici fel de probleme, nu avem 4 puncte. CFR-ul, să vedem când joacă dacă le ia. Că cu ei ne luăm. Dar nu e problemă. Problema e că trebuie să facem o echipă foarte valoroasă, să joace cum ar veni, cum joacă în primul minut, altfel din prima fac, așa se joace și ce repriza lui. Vă ne mulțumim companiul, de aceea spuneți că aveți nevoie de un atacant. Îmi trebuie un atacant combinativ, un atacant care ca să primească mingea la picior și să lipească mingea de el, să intre în combinație. Nu mai are încredere în el? Cred, s-ar putea că nu mai are încredere în el. Dacă a mai stat, adică n-a mai jucat, probabil așa a avut încrederea. Numai că noi la un echipă de fotbal nu joacă numai un jucător. Avem și alții care... Și cum e echipa mai... Ea mai... Cum este echipa mai eficientă.
Dar ce soluție vă gândiți să revitalizați pe Tavi Popescu? Dar eu vezi, tot am încercat, ce să vă spun. L-am băgat, numai că el, asta trebuie să facă antrenor. Trebuie să-i spună, băi, nu mai merge ce mergea până acum, că ne gâdi la minge. El vrea să gâdi la minge, nu merge cu gâdi la minge. Mingea trebuie pas, așa cum văd la toate echipele valoroase în Europa. Oare minge aici? La 3 metri, la 2 metri are un coechiper, o pasează. Ăla o pasează, nu ăla pas, combinații, pas. Numai pentru asta trebuie să pasezi, să te demarci. Să pasezi, să te demarci. El așteaptă mingea ca să o gâdile să facă el floricele. Nu merge la fotbal pe floricele. La fotbal nu mai merge cu floricele. Păi mi-a vrut și Coman. Păi mai e Coman ăla? Mai e Coman ăla, cu Coman tot așa, floricele, nu tată. Nu mai vine mingea la el, încearcă în dribbling, face o fentă, vede că nu are unde, fac pas, se demarcă. E adevărat că atunci când intră în careu, acolo faci, pentru că acolo îți pune o piedică, acolo îndrumi și o pătare. Zic, când ești în careu, o floricele. Ce credeți că l-a schimbat pe Florin Ilfo? Ce l-a făcut? Ce ar trebui să facă și Tavi Popescu? Familia a făcut copilul și are o viață, viață, ca să-i spunem așa, creștinească. Are o viață creștinească. Se spovedește, se împărtășește, el toate cu toată familia, face, îi se face, se duce ea acasă, preotul îi face sfințire la casă din când în când. Ca atare, dacă ai sfințenia, nu mai bei. Nu mai bea un strop. Păi atunci el bea aia. Astea, era cu minte. Cumva nu mergea aia când avem și ce făcea în casă. Acum ai cu minte, copilul, stă cu copilul, face antrenamente la sală tot timpul și când e liber, de aia nu mai la sală stă. Adică în continuu muncește. Adică am luat exemplul lui Ronaldo. Că i-am zis odată, bă, tu ai văzut Ronaldo? N-am văzut ăla și acasă are sală, el și acolo acasă antrenează. Deci acolo e averea lui, acolo e banul lui, al familiei lui. Păi tu ce trebuie să faci acasă? Cum este creștinul, care trebuie să luagem rugați-vă în cetate, în permanență. Doamne, Iisuse Hristoase, milioar și milioar, așa și fotbalist. Care este religia lui fotbalul? Aia de. El în continuu a fost acasă antrenament, peste tot antrenament, în e liber la sală, acasă să aibă nu știu ce, biciclete, trotinete și motorete. V-a impresionat declarația lui Kipchoge? V-a impresionat declarația lui Kipchoge? A zis că ce s-a amendat? Trebuie să spună Kipchoge, nu se adună ce spune. Kipchoge foarte bine, Kipchoge e un băiat de caracter, Kipchoge are bărbăție, Kipchoge a spus ceea ce trebuie să spună un om care a mâncat bani de la Steaua. El a mâncat bani, a avut o viață acolo, a făcut viața, cum alții, de exemplu, care i-am lansat și care și chiar și Popa, ăla, nu mai e făcut, că am dat pe cine știa pe el, după la chiar, am luat, l-am făcut tot. Băi, au mulți, și chiar și o pizza, la Lăpădă, nu mai știu pe mine, de la Vaslui, nu mai știu pe mine. Înțelegi? Cioc, gălar, că așa și mai mâncat o pâine, băi, știți, că privă la ce ți-a dat pe ea. Dar asta se vor termina când e până. Cât de curând se vor termina. Sunt și niște acolo făcute niște chestii, chiar până la nivelul penal. Chiar penale sunt. Adică ei, ca să înregistreze aia, a spus, domnule, noi nu facem fotbal. Au semnat. El talpam cu mâna lui, a spus, domnule, vă rog să ne aprobați, că nu le-a aprobat. Și a făcut recurs, nu i-a. După aia a revenit. Ca să revii la OSIM într-o treabă, e penal. Că nu ai cum să revii. E definitiv la revedere. Dar asemnate, domnule, noi nu facem fotbal, ca atare nu există confuzie. Fați și loc de față. Bine, o să vedem cât de curând se va rezolva și treburile astea. Băi, ce vreți să fac? Ce vreți să fac? Stând în România și mă războie și eu, noi oamenii sărăci, ce să facem în România? Că nu vezi că ne năpădesc mondialele, mondialiști. N-ai văzut curcubeul ce face? N-ai văzut? Voi pleacă acasă, mă, nu vreau, mă, să pleci. Du-te, mă, acasă, în Grecia ta, mă, lasă-ne, mă, pace, mă. Nu vreau, mă, să pleci.
tu îți dai seama ce om, mă? Pleacă-mă în Grecia, mă! Zic, joba la el în Grecia, mă! Lasă-mă în pace, mă! Poate doare, că de ce nu pleacă-mă în Grecia? Băi, bunene, trimite-l, mă, bine, mă, dar își vezi într-o tiști acasă, mă, că tu aduci greci, mă! Lasă-l, aducă, mă, român, mă, să conducă în cafe, mă! Nu suntem chiar idioți, mă, mai avem puțin gram de minte, măi, bunene, mă! Nu, domne, că vreau greci, te oblig. Numai în politică se poate. De ce? Ca să poți cu securitatea, că securitatea face. Securitatea se dă jos, securitatea. Dă telefonul la Consiliul Județean Securitatea, băi, afară, băi, ocupare, băi, gata. Și nu mai primește locurile. Nu vezi că totul e politic. De, a l-a dus pe ăsta, nu vrea să plece. Pleacă-mă acasă, nimic am. Nu tu îți dai seama. Du-te, mă, acasă, mă, muncești la tine în Grecia, mă. Nu vreau, mă. Și tu ce să fac? Credeți că poate fi afectată echipa de... Ce afectată, păi afectată adică este. Reacționeze arbitrii. Păi și ce vrei să fac, mă, ce să fac, ce să fac? Până la urmă mai plânge. Păi arbitrii sunt ai dumneavoastră. Păi și ce să, păi ce să, păi da, poate lasă, mă, și decizii. Ce să poată să facă, mă, ce să facă, împotriva Dumnezeu, poate e, mă. Păi ce ăla a dat cu capul, ca și a avut, Dumnezeu, să-l lasă. Să mai mă smerească pe mine, să nu mai beșteresc pe ei. Că ar trebui să-i las în pace. Înțelegi? Eu ar trebui să-i las în pace, dar nici eu nu pot să-i las, vezi? Nici eu nu-l las. Că de ce mă oftic? Păi doar dacă îi zic să plece acasă, nu vrea să plece. Pleacă-mă, du-te acasă. Nu pleacă și nu pleacă. Și pleacă când le dau măcelor lui. Hai ce fac ce vrea el. Mă mână peste bani și fac ce vrea. Nu vrea să plece acasă. Du-te-mă acasă, mă. V-a șocat când ați aflat de decizia în cazul lui Denis Brucu? De eventual la cazul ăsta? Să mă șochez, mă, deci să mă șochez. Așa, un fost mare fotbalist. Ce fost mare? Și dacă e fost mare fotbalist, legea scrie la lege. Un fost mare fotbalist n-are voie pușcărie, face chestii pe rare, nu face pască, e așa? Nu. Păi băi, vreți să spun ceva? Că a fost mare fotbalist și n-a fost acum el extraordinar atât de mare cum zici tu. A fost fotbalist la Dinamo Miliția. Înțelegi? Și Miliția ai văzut? Mai ai văzut că s-a debarasat. Eu, care tot timpul a fost împotriva mea. Acum îi trimit hârtie. Pe acolo la... I-a dat 7 luni. Face 3 luni jumate. În regim deschis, că n-au, n-are cum să-i dea regimul decât deschis. Fac hârtie eu, vă rog să-mi... Că acolo pot să spui vreau pe lucru. Scrie acolo pe hârtie. Dom'le, vreau să angajez de la dumneavoastră, de la penitenciar, un deținut, care el a fost fotbalist, mijlocaș, bun de dea pase bune, înțelegi? Care a fost la o echipă care a câștigat campionat, care cu tare înțelegi și care semnalmente le radică. Dar altfel nu țin de. Prostie și asta. Și să lucreze la clubul dumneavoastră. Și vine, îl trimit o mașină, îl ia pe lupul dimineață la ora 7, îl duce la mine acolo. La Berce. La Berce. Și ce să facă? Taie frunză la câini. Ce să facă? Cum îmi spunea mie, am avut o... Venea controlul de la ANP, că vine, dumne, controlul la ANP și e direct. Și, dumne, ia și tu o cârpă, că eram la cadă acolo, știi? La academie. Și i-am luat-o, că mi-a dat cârpă și i-am aruncat-o cârpă în față. Băi, eu sunt de cali, eu nu șterg cârpă. Mănâncă tu cârpa și cu ăla directul de la ANP, luat și mâncați-o voi. Eu șterg eu. Păi eu, Hagi, m-a angajat aici, academia, ca eu să fac scheme de tactică, de joc, așa că e un grup care e priceput la fotbal. Păi eu mă pricep la fotbal, nu spune angajez unul care să șteargă cu cârpa bine. Ai ceva la cap? Era un umat. Și a spune, bunule, ăștia o să vezi că să avem belele cu ei. Cine, mă, unul, nu cheam, o viră sau cam așa, nu știu. Cam așa ceva, nu știu. Păi zic, bă, ăsta în viața lui, dacă vine directorul de ANP, când eu dau mâna cu el, trebuie nici nu mai spele pe mână, mă. Toată viața lui, zic că la nepot, bă, am dat mâna cu becari, cu... Cum să fie ăsta milițian, să facă figuri cu mine, mă? Dar de ce vreți să-l ajutați acum? Pentru faptul că ați fost și ne-ați ajutat? Pentru că în viață, când e omul la suferință, trebuie să-l ajuți orice ar fi, oricât ar fi omul și orice ar face omul, în primul rând. Și în al doilea rând, mai mult decât atât, pentru că m-a deranjat că i-au făcut contractul de muncă. Adică, bă, dacă eram un infractor de drept comun, da, domne, știi că imagine. Acum de-s fără carnet. Adică, și să-l arunci ca pe măsea stricată, iei miliția, ai văzut ce face miliția? Miliția te aruncă, aia nu l-a aruncat? I-au deschis contact de muncă. Că de ce... Te afecta imaginea cu... De ce, mă? Lasă-mă bine. Și mie? Cred, nu știu.
cu ce afecta miliția. Mai vezi, miliția, e tot miliția a rămas. Din amă. De cum, mă, după tu au un om, gloria ta, ei desfaci cu un loc să-l ajuți, să zici, domnule, fac cerere și vine să-l ajuți. Cum era ăla? Bărne, sau cum îl chema, de la... Bani mică. 35 de milioane evaziune fiscală, președintele. Rudy Fiorul, sau nu știu, nu știu, sau Tone, sau nu știu, nu știu. Era un președinte, da. L-am angajat, el la pușcărie, venea omul, tânețea clubul cu tare, lucra acolo, se ducea, dormea la pușcărie, venea ziua lucra, ducea la pușcărie, și de milioane, evaziune. La ei în club de evaziune, de la ei. Și ăsta a mutat conduce, fără carnet, nu cheam, nu. Domnule, deci, îl alungăm, ca pomosea, vezi miliția. Nu e corect ce face miliția. Pentru perioada pe care o va petrece totuși acolo, că îi se va reduce probabil, dacă va lucra la anul ăsta, da. Va petrece 3 luni. Ce? Nu, 3 luni jumate, poate 4. Câștigă cam câteva zile, nu știu, poate să câștigă cam 5 zile, 6 zile maxim, poate să câștigă dacă îi fac regim mai mult, adică să muncească 10 ore, adică, înțelegi tu? Perioada mă gândesc și că... Și poate 6 ore pe lună, 6 ore, nu poate să câștigă decât o lună de zile, să zicem. O să facă vreo 4 luni. Poate să poată să știe și o carte, că cu cărțile mai merge, nu știu. Merge. Se poate, poți să faci doar două cărți pană. Și din două cărți, dar din două cărți care le faci pană, nu-ți mai dă 30 de zile, îți dă numai 20 ceva de zile. Vezi că le știu eu asta. Nu, vreau să vă întreb dacă pentru perioada asta, care totuși o va petrece acolo, probabil că e una dificilă, grea. Știți și noastră despre ce vorbesc. Așa. Aveți un sfat pentru dânsul să fie acolo, nu știu, ești și o persoană vârstă. O să fie greu, și o să fie greu pentru mental, el. Dar tu vreau să știi că e bine. Nu mai poate. Credeți? Nu mai poate. Pe de unde acolo? Nu știu. Pe de unde, nu ai. A, dar el e prieten mult dacă mai este ăla, că era un director gras, un țigănos, așa. Era care era, da mă, nu vreau să spun, negru, înțelegi? Brunet, mă, ca să nu fie discriminat, înțelegi? Și ăla era prieten, el venea pe acolo, pe la ăla. Normal că ăla are o prietene ceva acolo, dacă adică nu, la Jilala. Dar nu e problemă, regimul deschis nu poate, mă, nu are ce să-ți facă. Regimul deschis e regim deschis. Regimul deschis stai în celulă cât vrei, ești cât vrei, adică ești liber, uite cum ar veni. Și dacă eu fac o hârtie de angajare, ei nu o poate refuza. Că nu o pot refuza, n-au cum. Că îi spun, domne, ea are dreptul la muncă. Înțelegi? Și la astea patru, poate după o lună jumate, normal, trebuie să-i dea drum acasă. Ei nu dau că sunt criminali. O să rezolv eu și treaba asta cu pușcările, o să vedeți. Peste un an jumate, doi, după alegeri. Ca să facem lege clară, băi, deținutul, el obligatoriu, care sunt fără violență. Obligatoriu, regimul semideschis, 25 de zile acasă, obligatoriu îi dai. Nu că dacă vreau eu, vocație, cum spuneai criminalii, că ei sunt de aia milițieni de aia după vremea Ceaușescu, milițieni, și care vin alții acum, sunt tot niște milițieni, ei. Dar milițieni de ăștia care fac aia, academia aia, apoi tot de miliție învață. La academia aia ceva. Academia, fac ei de studii de naționale, niciun level. Înțelegi? Așa, că dacă ar fi și ar face academie, școală, ca lumea, ea spune lui Vasara, băi, aici e România, du-te acasă. Înțelegi? Da, mă, da. Luptă la titlu, cum să nu se continuare? Luptă la titlu, că CFR se poate apropia la un punct dacă bate. Se poate, noi știm că sunt 4 puncte. Încă noi, eu am lejeritate, atât n-am nicio emoție atât timp cât sunt pe locul întâi și am niște puncte acolo, 1, 2, 3, tot. Cât am 2, 3 puncte avans, n-am nicio emoție, mă uit la meci lejer. Avem 5 puncte față de Craiova, 7 de cimile de 3. E plăcut pe locul întâi? E plăcut pe locul întâi. Trebuie neapărat să avem o diferență acolo ca să putem să ne avem probleme. Dar ce putea să facă el Vasaras dacă dădea golarul sau dacă dădea golul. Noi trebuie să marcăm golul și gata. Noi trebuie să jucăm împotriva și lor. Cupa României e un obiectiv pentru echipa în acest da. An? Da. Da. Da, și Cupa României e un obiectiv pentru că nu poți să știi. Nu poți ști.
100% că iei titlul, ca și fii sigur, eu nu mai interesa, nu? Eu dacă nu iei titlul, Cupa României este Europa League. Adică joci și e ceva. Nu? Dar nu e mă problemă că eu acum în iarnă un atacant. Dacă nici la nume sau? Nu știu. Din Africa? Poate vin de acolo. Da. Acum ne uităm, acum sunt deja întrimis. Te uiți, vezi, să aibă peste 1.85, 1.90 și ortodox. Și gata. Înțeles, companiul cu mine. Companiul cu mine. Trebuie doi atacați. Și Băluț. Sau se bat. Păi și Băluț joacă în dreapta. Nu stăm după Davi, 7 ani. Dar veți încerca să purtați totuși o discuție și cu Davi. Nu știu dacă ne-a apărat la voastră. Pentru că până anul trecut valora, spuneați noastră, 20-30 de milioane. Era o bijuterie asta. Davi, numai el singur poate să se... Nu ai ce. Păi ăla e vorba de talent, mă, la talent nu-i poți spune talentului tu. Ce-i poți spune tu darul? El are dar. Îi spui lui unul care muncește. Bă, muncește așa, fă așa, lasă de aia, lasă de aia. El nu-i bagamente, cu minte. La el e... Nu știm care e secretul, de ce. Nu știm. Are o prietenă, se căsătorește acum, i-am luat și apartament de 200.000 de euro ca să se liniștească, asta am făcut. Adică, bă, uite, îți dau 200.000, am apartament de 200.000 de euro. Îl și însurați? Eu nu l-am botezat, îl cheamă George, nu-i tare. El e George, îl cheamă. Adică nu l-am botezat. L-am botezat, mă, nu era el, el nu era, era de religie, de sectă. Era de sectă, aia, ce zic că îi vezi doamne pocăiți, ei sunt sectă, dar îi zic că vezi doamne pocăiți, adică minciună, nu sunt pocăiți, ei sunt sectari. Și atunci el nu avea un curte la el la Cocica, avea și o biserică, lui era frică. L-am botezat ortodox, l-am băgat în butoi cu preot, l-am botezat ortodox și acum îl cheamă George. Eu trebuie să-i spun George, el nu-i tare. De-aia el poate nu joacă, că-i spun cu Tavie, uite, te spun George. Cel este George, el acum dacă se căsătorește, are o prietenă, o să facă și cu unii asta logodna prima dată, ca să poată să nu trăiască în desfrânare cum ar veni cu prietena lui, că trebuie să ai o legătură. Hai cu un cuvinte, dar trebuie să ai o legătură totuși, sfântă. Și după aia poate și revine. Nu? Și asta este cu George. Niculescu e dator și el în continuare, nu? Cu prestații mai bune. Niculescu, nu mai știu. Vagi, Teddy, are 1.90. Băia tână. Băi, când intră acolo, când pui piciorul pe minge să lovească ca de perete de tine, mă. Nimic. Dar tot îl mai aștept, să vedem. E tânăr. Jucătorii tineri nu trebuie să debaraseze repede de ei. Nici George, nici... nici Miculescu. Că sunt tineri, ei poate să explodeze oricând. Și după aia regreți. Am mai trebuit vreo semnă? Controlul, nu? E de unde să știu de chine. Ce zici? V-a mai trebuit supărarea pe Dănciulescu? Dar de unde, mă? E prima dată când ați apărat pe antrenor așa... Băi, Dănciulescu, eu când l-am văzut, m-am mirat pentru că nu prea cu minte. E prea cu minte, știu și când era fotbalist, un om prea cu minte, un om liniștit. Eu când l-am văzut, mă miram, zic, bă, l-o fi pus așa, că e așa fac, bă, tu critici pe ăla, la emisul la DJ acolo, tu ești DJ? Acolo e așa fac, bă, tu te iei de ăla, tu te iei de ăla, tu ești mai agresiv, tu ești mai cu tare, adică ca să facă emisiunea ei. Mă gândeam, bă, Dănciulescu nu-mi vine să cred. Dar așa, adică a fost prea, domne, patru, stai jos, dar cum, dai și mă-te tu acum. Prea dur a fost. Nu le-a deranjat. Am mers până la jignire, adică am mers. Adică prea sfidător, adică nu ta patru, stai jos, hai mă. Dai nu patru, că la nu-i dai nu ta patru, că ăla se duce la anul, o să aibă 2 milioane. Salariul antrenor. Că așa ei fac milionari pe toți atunci. Are ofertă sau aștepta să câștige titlul ca să... Așa îi fac eu milionari, mă. Ei fac pe antrenori toți milionari. Toți. N-ai văzut și pe ăla și pe Gâlcă l-am făcut milionari. Dar are cunoscut. Și pe jucători. Și pe jucători. Toți. Și pe noastră cine o face și mai milionari? Dumnezeu. Păi nici mai am nevoie. Mi-ajunge.
Dar apropo de Chiriche, și are o clauză referitoare la timpul în care e accidentat și în care nu joacă, cum e? Are clauză că nu primește, dacă nu joacă 50% din meciul, nu primește primele. Atât. La salariu? Salariu normal. Dar nu se pune problemă. Băi, până la urmă, fac și eu ca impresarul lui. Ai luat 10 milioane pe el. Asta e, din 10 milioane... E adevărat că îmi pare rău de bani, dar mă gândesc, băi, am luat pe 10 milioane, dau din bani. Ce se face? Și așa se întâmplă în viață. Până la urmă nu se știe. Că alea meciurile, ce aia, punctele le-am făcut și cu el în teren. Primele 5-6 etape, nu? Să vedem. Nu? Nu se știe, poate câștigăm campionatul cu el, poate începem Liga Campionilor cu el. Nu? Ce se face? Banii de la Morțan au mai ajuns? Acum ne judecăm cu ei. Că noi trebuie să luăm 1 milion acum. Pentru că el a participat. Aia dacă se califică în Liga Campionilor. I-a zis, da, dom'le, dar nu era la noi. Că nu era la voi, dar și jucat, nu că era la voi, dar și jucat 2 meciuri. Și atunci ne judecăm la FIFA, să vedem, durează un an, avem timp.